Bună ziua tuturor, bine ați venit. Vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației noastre și sper că prin aceste întâlniri pe care le-am propus începând din acest an să avem o comunicare bună și care mai apoi să se concretizeze în proiecte frumoase pentru municipiul nostru. Am zis că suntem la un început de an, la un început de drum împreună, în această formulă, chiar dacă marea majoritate dintre dumneavoastră mă cunosc și ne cunoaștem reciproc, zic eu că e totuși oportun să avem și o întâlnire într-un cadru în acesta mai oficial, în care să ne cunoaștem și mai bine din această nouă postură. Și trebuie să ne ascultăm, chiar îmi doresc acest lucru, și împreună să creionăm proiecte importante pentru municipiul nostru. Dumneavoastră, ca și reprezentanți ai cultelor de pe raza municipiului Roman, purtați pe umeri o responsabilitate destul de mare, iar sarcina noastră a administrației publice locale este să vă ajutăm atât de mult cât putem. Practic, acesta este și scopul întâlnirii noastre. Dumneavoastră, pe de o parte, vă întâlniți cu oamenii, le cunoașteți bucuriile, le cunoașteți necazurile, nevoile, iar eu, împreună cu colegii mei din primărie, vrem să facem cât mai multe pentru ei și, prin intermediul dumneavoastră, nevoile lor să se facă auzite și la noi. Am zis că e important să ne întâlnim într-o primă etapă în această formulă mai amplă, în care să luăm la cunoștință de problemele pe care le aveți fiecare dintre dumneavoastră, fie că sunt chestiuni de natură organizatorică cu care primăria municipiului Roman vă poate sprijini și cu care vă poate veni în întâmpinare, fie că vorbim de probleme de natură a investițiilor și în momentul în care începem să creăm bugetul, să vedem cât și cum putem să sprijinim. Începând din acest an, ne-am propus o schemă de finanțare pe legea 350, legea finanțărilor nerambursabile. Vom întocmi un ghid de finanțare, acolo unde și cultele vor avea partea lor de buget. Și sigur că întocmind acest proiect, nu va trebui să fie un proiect suport din partea noastră, dar să putem avea posibilitatea, ca punctual, în funcție de ceea ce vă propuneți dumneavoastră, în comunitățile dumneavoastră, în bisericile pe care le aveți, să putem sprijini într-o manieră corectă și transparentă. Aș dori să pornim într-un oarecare dialog în acest moment, să vedem dacă pe parte organizatorică Primăria Roman poate să facă ceva în acest moment până la creionarea bugetului și, desigur, ulterior, odată cu aprobarea bugetului, să știm și ce necesități ar fi la nivelul fiecare instituții, astfel încât să identificăm cât mai multe surse de finanțare pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Și o să începem de aici, în partea dreaptă, prin a ne spune numele și instituția pe care o reprezentăm. Da, distinse domnule primar, dragi invitați, iată, sunt la această, la invitația domnului primar, această întâlnire inedită. Numesc Munteanu Dragoș Alexandru și sunt protoiereu al protocopiatului
roman, putem să spunem un reprezentant al preoților Roma-Șcanda și din zona limitrofă. Pentru început, deoarece este pentru prima dată când ne vedem anul acesta, aș vrea încă de la început să vă urez la mulți ani, să vă dea Bunul Dumnezeu sănătate, putere de muncă, ca să duceți la îndeplinire toate obiectivele atât de importante pentru Roma, dar și pentru romașcani. Știm cu toții că un edil implicat este un edil informat, de aceea un edil trebuie să cunoască care sunt problemele nu doar a cetățenilor, dar mai ales a instituțiilor de pe raza administrativă a primăriei. Și vedem de această dată că doriți să fiți un primar implicat și iată această întâlnire denotă gradul de implicare al dumneavoastră, drept pentru care vă mulțumim. Zicem noi că în anul 2016 peste 85% din populația municipiului Roman a intrat măcar o dată într-o unitate de cult, ceea ce denotă faptul că biserica este o instituție foarte importantă în viața comunității. Totuși, ca reprezentant al Arhiepiscopiei și cu binecuvântarea ierarhului nostru, maslu, bineînțeles, aici la această întâlnire. Și de aceea, dacă tot discutăm despre nevoile unităților de cult din municipiul nostru, nu este normal să începem această discuție dacă nu aducem pe prim plan această bijuterie arhitecturală, dar și spirituală, care este Catedrala Arhiepiscopală Cuvioasă, Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Roman, dar și centrul eparhial. Ne bucurăm și ne onorează această prezență a catedralei acesteia istorice în Roman, dar ne și obligă și ne face mai responsabili. Am primit la înaintașii noștri acest simbol al identității noastre și chiar dacă vremurile sunt grele, avem obligația de a întreține și de a dărui mai departe urmașilor noștri acest simbol al nostru. În ceea ce urmează cu aportul dumneavoastră, doresc să vă aduc la cunoștință lucrările de construcții, de reparații curente, de capitale care sunt în desfășurare sau se doresc a fi demarate în decursul anului 2017, la Centrul Eparhial Roman, al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Încă din anul 2014 s-a demarat lucrările de construcție la complexul multifuncțional din incinta Centrului Eparhial. Până acum a fost investită o sumă mare din partea Centrului Eparhial, cu multe sacrificii. Zicem noi că pentru finalizarea acestor lucrări mai este necesară suma de 3 milioane de lei. De acest centru social multifuncțional se vor bucura, să spunem, credincioșii romașcani care vor găsi în acest centru un loc de cultură, un loc în care își vor putea prezenta proiectele culturale și destul de multe întâlniri pe plan cultural și religios. Dorim să demarăm lucrările de reparații capitale la Palatul Episcopal. Este o problemă acolo și cunoaștem zbaterea administrației arhiepiscopale pentru a duce pe linia de plutire, pentru a dărui acestui Palat Episcopal frumusețea de altă dată. Iarăși 3 milioane ar fi suma. Se dorește ca pe viitor tot centrul eparhial, toate clădirile care se află între zidurile acestei cetăți, care este Catedrala Arhiepiscopală, să devină locuri în care de aducerea mintea înaintașilor noștri, a episcopilor, a voievozilor noștri. De aceea dorim ca pe viitor să demarăm lucrările de construcție la complexul administrativ Episcop Lucian Triteanu, care se va afla vis-a-vis de intrarea de turnul centrului eparhial în afara complexului. Această lucrare este estimată la suma de 5 milioane de lei. Cunoaștem că centrul eparhial are 12 hectare, totuși, în mijlocul romanului, dar mai există partea de sud, dinspre strandul municipal,
care ar trebui refăcut gardul acolo. Deci construcție în prejumiri 200.000 de lei. Odată avem ca simbol Catedrala Arhiepiscopală, dar trebuie să spunem că ne mândrim și cu faptul că în municipiul nostru avem și o școală teologică. Seminarul Liceul Teologic Melchisedec Ștefănescu. Știm că este un monument de categorie, un monument istoric de categorie B, un monument arhitectural deosebit și cu o importanță deosebită pe plan cultural, educațional, religios. Părintele director a încercat și spunem că a reușit într-o oarecare măsură să continue lucrările de reabilitare termic. A început să schimbe geamurile, ați ajutat să înțelegi și dumneavoastră, s-a montat centrală, se plătesc utilitățile și vă mulțumim pentru acest lucru. Dar anul acesta se doresc ca fi finalizate lucrările de reabilitare termică, schimbare temporarie, în valoare de 250.000 de lei. Cam astea ar fi lucrările la centrul eparhial. Ca protopop, ca delegat al înaltului și ca reprezentant al preoților, pentru început dați-mi voie să vă aduc la cunoștință că în municipiul nostru mai sunt 14 unități de cult, 14 locașuri de adunare, 14 biserici, dintre care 5 se află pe lista monumentelor istorice a județului Neamț. Deci, iată, sunt obiective de importanță națională de categorie B. Deci, este bijuterii pe care, sau acest dezaur pe care l-am primit de la înaintașii noștri, știm noi, cel puțin preoții paroh care slujim, pentru întreținerea lor, se impune o sumă destul de mare. Vorbim aici de cheltuieli de încălzire, cheltuieli de, nu mai spunem de renovare și de reabilitare sau de construcție, căci depășim orice limită. Trebuie să aducem la cunoștință că aceste locașele sunt de cult pentru a nu se degrada, mai ales iarna. Ne uităm și la Preții Sta Mare, și la Preții Sta Mic, și la Sfântul Nicolae, și la Sfântul Gheorghe. Trebuie să fie încălzite, să fie o perioadă, o temperatură constantă, ceea ce implică foarte mult de cost. Trebuie adus la cunoștință că costurile de întreținere a unei biserici pentru programul liturgic pe care are orice biserică, trebuie tot timpul această biserică să beneficieze de încălzire. Deci costurile de întreținere a unei biserici, zic eu, pe an, se ridică la suma de 10.000 de lei, gaz și curent. Restul, angajați, asta este o discuție aparte. Dar iată că fiecare dintre noi dorim să aducem lucrări de construcție, de renovare, de reparații capitale la bisericile noastre. Astfel, până la acest moment, la protocopiatul nostru, există dosare, următoare dosare pentru lucrări de construcție. La Sfântul Nicolae avem refacere șarpantă și învelitor. Costul total al executării acestui proiect este de 242.000 de lei. Am trecut, am primit de la Primăria Roman suma de 10.000 de lei și mulțumesc domnului Leoreanu. A fost achiziționată o parte din masterialul pe care avem nevoie, din lemnul pe care avem nevoie. Sfântul Gheorghe, cunoaștem planul, proiectul Părintele Miguel Asimescu pentru paroh, care dorește să aducă lucrări de reabilitare bisericii din temelii, lucrări costisitoare care necesită suma de 4 milioane de lei. Biserica schimbarea la față din cimitir. Știm că părintele și-a trecut și acum 2 ani a încercat și zicem noi, neavând nici parohie, a reușit să aducă câteva lucrări de reparații curente la biserică. Finalizarea acestor lucrări necesită suma de 32.500. La Biserica Sfinții Brați Constantin și Elena, părintele Paleu dorește să construiască o capelă, dar și un centru multifuncțional. Proiectul este făcut și suma totală este de 800.000 de lei. Biserica Sfântul Vasile cel Mare, acolo trebuie să continuate lucrările de construcție, de finalizare acestor lucrări. Și după discuția cu am avut cu părintele paroh, Andrei Ghiniță, pentru aducerea cât de cât la nivelul lucrărilor dorite, este necesară suma de 57.000 de lei. Și vă rugăm la Biserica Ștefa cel Mare, da.
20.000 de lei și de aceea vă rugăm, știind implicarea și modalitatea de finanțare a acestui Sfântul Orcaș este una deosebită. Avem la Biserica Sfântul Vasile cel Mare de Roma, la Părintele Niclăuș, finalizarea lucrurilor de construcție. Părintele vrea să poate să facă placajul cu marmură și finisaje interioare în valoare de 57.000 de lei. Și la Biserica Vecista Mică, părinții doresc să, în primul rând, să facă lucrări de proiectare pentru a găsi care sunt soluțiile cele mai bune pentru a readuce la un nivel bun a acelui locaj de cult. Lucrările sunt estimate, proiectare și execuție la 200.000 de lei. Pe lângă aceste lucrări de administrative, căci biserica, după cum știți, nu se rezumă, nu este o firmă de construcție, dar pentru a ne desfășura activitatea avem nevoie de un spațiu, acest spațiu sacru, sfânt, pe care noi îl numim biserică și este locul de întâlnire al omului cu Dumnezeu, dar și unii cu alții. Cum știți, m-am arătat că ne implicăm și în viața cetății și în anul 2014, în anul 2015, în anul 2016, biserica și parohiile din municipiul Roma se coagulează și efectuează tot felul de evenimente culturale deosebite, religioase, educaționale, care toate consumă bani, dar spunem că sunt niște bani investiți bine, pentru că investim în cultură și mai ales în tineri, în elevii cu care colaborăm. Cam asta ar fi pentru început discuția privind necesități, nevoile Bisericii Ortodoxe din Roma. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu atât pentru privindele frumoase, cât și pentru precizările pe care le-ați făcut. Vom merge mai departe cu reprezentanții Bisericii Catolice. Cum doriți? Haideți să luăm în ordine ca să... Da? Cum sunteți așezați. Sau dacă doriți dumneavoastră, domnul Chelaru? Chelaru, da? Da, salut pe toți, vă salut pe dumneavoastră. Și mulțumim pentru invitație, mulțumim pentru inițiativa de a ne aduna chiar în această perioadă la început de an, dar și în octava de rugăciuni pentru unitatea creștinilor, în un moment în care mișcarea ecumenică vrea să spună cuvântul. Sigur, nu m-am pregătit să vorbesc punctual și să vin cu cifre, și comunitatea catolică din Roman își are nevoile ei. Pot să reprezint Biserica Sfânta Tereza, sunt paroha Bisericii Sfânta Tereza de pe Ștefan cel Mare. Și acolo avem anumite inițiative deja pornite, lucrări în desfășurare și alte proiecte care privesc curtea, privesc exteriorul și interiorul Bisericii, tot pentru menținere, pentru că avem probleme la acoperiș. Deja s-a deteriorat o parte din biserică, din interior, datorită faptului că n-a mai fost nicio intervenție serioasă la acoperișul bisericii de 77 de ani. Sunt și alte proiecte legate de capela din cimitirul Eternitatea din Roman. Avem în spatele bisericii o casă numită Casa Comunității, o casă care găzduiește mai multe inițiative pentru credincioșii parohiei și aceea ar trebui să fie sistematizată, recompartimentată. Ne gândim acolo la funcționarea unei grădinițe pentru copii. N-aș spune mai mult acum. Da. Sunt lucruri care le putem detalia, dar când de cazul, sau când mi se cere concret și înscris lucrurile acestea. Vă mulțumim tare frumos! Vă mulțumim! Vă salut și eu, sunt Părintele Roșu, reprezint Biserica Inima Neprihănită a Mariei Catolică din Roma.
Este mai nouă biserica, începută din 1993, sfințită în 2011. Dar deja sunt probleme la acoperiș și la fațadă. După cum se poate vedea, trecând pe lângă ea. Noi am făcut un deviz de lucrări care necesită această lucrare și am vrea să schimbăm sau să punem altă tablă pentru că sunt infiltrații în biserică și dacă lăsăm să intre apa, atunci se va deteriora și mai mult și atunci fațada va deveni și mai urâtă. În rest, mult succes tuturor, mulțumim de invitație și un an nou fericit! Mergem mai departe. Mă numesc Eugen Profil, sunt pastor la Biserica Adventistă de ziua 7 din Roman. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați făcut-o astăzi. Personal sunt plăcut impresionat și mai ales pentru că avem posibilitatea să ne cunoaștem unii cu alții și în acest moment vreau să vă salut special pe dumneavoastră, domn primar și echipa dumneavoastră și pe toți invitații de astăzi. În ce privește Biserica Adventistă, avem mai multe planuri. Unul din planurile noastre e ca să ne înscriem și în programul de educație al Ministerului Educației. De o parte de timp, Biserica Adventistă funcționează un centru de zi cu perspectivă de a fi grădiniță. Suntem acum în tratative de a ne autoriza în acest sens. Avem un număr de copii care deja participă. Funcționează grădinița aceasta în cadrul bisericii, prin extinderea spațiului, dar dorința noastră cea mai mare ar fi ca suntem în căutare, dacă aș putea spune, și poate eu știu, ne și puteți sprijini în acest sens, a unui spațiu undeva în afara bisericii, pentru că ne ocupă foarte mult din spațiile anexe, unde ne-am putea desfășura cu multe alte activități în cadrul bisericii. Asta ar fi o idee la care am putea să ne gândim și să lucrăm în acest sens. În ce privește desfășurarea planurilor noastre, biserica e veche de multă vreme, e cunoscută în roman, chiar dacă eu sunt de mai puțină vreme în roman, de aproximativ 3 ani, 3 ani și ceva, am lucrat cu domnul primar Loreanu o bună bucată de vreme și în foarte multe proiecte împreună și vrem să ne înscriem în programul acesta de colaborare cu primăria care ne-a sprijinit în foarte multe planuri. În același timp ne gândim și la a deveni oameni care să intervenim în latura socială. Avem acum un proiect, de exemplu, Copii ajută copii. Nu neapărat că cer un sprijin acum, doar ideea în sine, dacă aș cere un sprijin, ar fi mai degrabă să descoperim familiile care sunt chiar nevoiașe și care au copii buni la școală, dar n-au posibilități. Și există proiectul acesta și copiii din Biserica Adventistă vor să sprijine pe ceilalți copii care n-au aceste posibilități. Poate într-o zi putem intra în legătură cu acele familii care le putem oferi un sprijin din perspectiva aceasta. Ce privește sprijinul pe care ne-l dorim anul acesta, am vrea să schimbăm tâmplăria de la biserică care nu mai este eficientă. Pierde foarte multă căldură. Sunt doar 3 geamuri termopane, dar destul de mari, dar sunt făcute cu foarte multă vreme în urmă. Și ne gândim să schimbăm geamurile acestea pentru ca să putem să mai câștigăm la cheltuiala de încălzire interioară. E vorba de doar de 3 geamuri. Calculele noastre duc spre 5.000 de lei aproximativ ca și valoare. Apoi tabla de pe acoperiș.
sălile anexe, deja le-am rezolvat cu un acoperiș cu tablă lindav, dar clădirea propriu-zis cea veche e acoperită încă de mult. Tabla este bună, dar dacă nu o întreținem, e în pericolul să se deterioreze. De aceea ne propunem anul acesta să grunduim și să revopsim acoperișul bisericii. Probabil că e o sumă de 2.000-2.500 de lei toată lucrarea aceasta. Iar pentru imaginea frumoasă în cadrul municipiului Roman, ne gândim și la gardul din împrejurimi, care ar trebui refăcută tencuiala pe el, pentru că a început să cadă din cauza înghețurilor, dezghețurilor și iarăși este o lucrare de aproximativ 4.000 de lei. Cam acestea ar fi lucrările pe care ne propunem să le facem în anul acesta. Vă mulțumesc mult și Dumnezeu să vă ajute în toate planurile pe care le aveți. Vă mulțumesc! Sunt președintele comunității evreilor din Roman. Altă dată comunitate foarte numeroasă astăzi. Numărul membrilor nostru este foarte mic. Apreciez intenția primăriei de a cunoaște realitățile din zona cultelor din Roman. Totdeauna am fost ajutat atunci când am solicitat ajutorul și acum sperăm de asemenea să fim ajutați. Când va fi vorba de buget, ne veți cere în situație, vom face o propunere mai concretă. Deocamdată o rugăminte mare, pe de care nu putem merge mai înainte, este toaletarea pomilor din fața sinagogii și din cimitir. Oamenii fără pregătire nu pot face acest lucru. De aceea, pe mâna dumneavoastră, pentru a realiza și la noi, ceea ce știm că se realiza și pe cimitir și prin oraș, dar cu oameni de specialitate. Deocamdată atât. Vă mulțumesc în anticipat pentru ajutorul ce ne-a acordat. Vă mulțumesc mult și eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt părintele Doru Ionel, sunt paroc la parohia Pogorârea Duhului Sfânt, dar această parohie și desfășoară activitatea într-o frumoasă biserică, Biserica Armenească, care a aparținut și aparține comunității și culturii armeane. Întrucât această comunitate este oarecum diminuată, foarte mică, așa, înțelegerea aceasta, care poate fi chiar un exemplu de frumoasă coeziune interetnică la nivel de Roma, așa, în baza unei înțelegeri dintre Arhiepiscopia Romanului și Arhiepiscopia Armeană din București, noi am preluat acest monument istoric, care este un monument de categoria A și care am primit în 2009 400 de ani de neîntreruptă existență și care, într-adevăr, ca valoare, necesită foarte multă atenție din toate punctele de vedere. Comunitatea noastră, în baza angajamentului pe care l-am făcut cu Arhiepiscopia Armeană din București, parohia, prin forțele ei proprii, a desfășurat foarte multe activități care se văd și astăzi în Roma și sunt apreciate chiar de către Arhiepiscopia Armeană din București, că dată ca chiar exemplu la nivel de țară. Și, în schimb, sunt și multe alte necesități la acest edificiu. Noi ne-am axat la început pe, să zicem, înfățișarea exterioară, reabilitarea fațadei exterioare, apoi, efectiv, locul special în care se fac slujbele religioase. În schimb, acest monument, care este, să zicem, foarte funcțional și bine gândit, are multe anexe în interiorul aceluiași monument. Deci, pe părțile exterioare, așa sunt două camere cu etaj. Și care, din păcate, acelea nu am reușit să le reabilităm și care au nevoie de o intervenție. De asemenea, pe interiorul clopotniței mari din fața bisericii,
iarăși nu s-a intervenit cu nimic. E necesară o intervenție și acolo. Nu am reușit pentru că sunt și foarte costisitoare niște intervenții la socrul de piatră, de la baza turlelor bisericii, și care sunt de o frumusețe aparte, piatra oarecum în anumite porțiuni este deteriorată și într-un proces de deteriorare de la baza turnurilor și cel de pe Naos și cel de la Clopotniță. Și bineînțeles socrul, sau nu socrul, vreau să spun, temelia bisericii care este placată tot cu piatră aparentă și care, din păcate, tot din cauza din 1868 nu s-a mai intervenit la acest socru, decât foarte puțin. Are multe din ele, multe din piatră s-a deteriorat. Este o gresie care a putut să fie supusă eroziunii și așa mai departe. Așa, ceea ce aș vrea să vă spun, ca preot al unei comunități ortodoxe, ne dorim și implicarea în activitatea social-filantropică în oraș, și mai ales și în educația copiilor, din punct de vedere civic, religios și așa mai departe. La biserică, de cel puțin 10 ani, se derulează sprijinirea unor familii defavorizate, familii cu mulți copii, începând de la 5, 4, 5 copii, 6, 7, 8 copii, avem în grija noastră 30 de copii. Dar din cauza că sunt foarte mulți, noi am făcut o improvizație în camerele acestea, am făcut un fel de cantină în interior, o cantină socială, colaborând cu un restaurant din oraș, care ne aduce mâncare gătită pentru copii. Și de două ori pe săptămână, sâmbătă și luni, care oferim această hrană, pe lângă alte posibilități de a le dărui haine, îmbrăcăminte, multe lucruri trebuitoare la începutul anului școlar. Uneori, acum, în sezonul rece, sunt și familii foarte sărace, nu au lemne, dacă ar putea și asta să se poate sprijini. Noi am încercat să ajutăm, dar nu putem chiar totul să acoperim. Pe de altă parte, din cauza că este spațiu foarte mic în această cantină improvizată, ne-am dorit, dacă am putea dobândi un spațiu mai mare, pentru acești copii care efectiv vin în fiecare sâmbătă și duminică la biserică și stau la masă și își iau și acasă pe porție. Dar știu că există, dacă se poate, ca o propunere din partea și a Consiliului Parohial, a credincioșilor care ne sprijină. Există Casa Pionierului, cum se spunea, sau ăsta, da, fiosta școală armenească, există un fel de sală de spectacole care a fost și care este în nu e proprietatea Inspectoratului Școlar General. A Inspectoratului Școlar General. Nu știu, asta îmi cer scuze. Dar care ar putea fi, ne-am putea implica și noi, poate prin parteneriat să o reabilităm și să o dăruim acestor copii. Și lângă biserică, copiii cred că pot învăța lucruri foarte bune și ziditoare de suflet și de conștiință. Mulțumesc foarte mult și mulțumim de invitație și de bună veniță. Vă mulțumesc, domnule. Mai departe. Bună ziua, domnule primar! Numele meu este Daniel Nela. Sunt păstorul Bisericii Pentecostale din Roma și din zona limitrofă, de asemenea păstorul Bisericii Pentecostale din Bacău. Sunt la o întâlnire inedită și încă o dată mulțumesc invitației dumneavoastră. Salut cu mult respect liderii religioși din municipiul Bacău. Municipiul Roman. Eu sunt venit în Roman din zona Aradului. Am deja câțiva ani de când locuiesc aici, de aceea probabil pe o parte dintre dumneavoastră vă recunosc așa din vedere. Orașul nu e foarte mare. Și la început de an vă doresc tuturor un an binecuvântat. Purtăm pe unii noștri responsabilitatea de a influența în bine
și de a îndruma credincioșii pe calea cea dreaptă, a fi oameni după inima lui Dumnezeu și a fi cetățeni responsabili. Împreună cu comunitatea locală, cel puțin în anul 2017, ne-am propus unele lucruri noi. În primul rând, ne-am propus să fim mai implicați în viața socială. Biserica a avut o perioadă în care s-a închis între zidurile ei, neavând contact prea mare cu viața socială. Am început cu un servobazar, invitând în cadrul bisericii noastre cei mai nevoiași oameni din oraș pentru a le oferi o mână de ajutor. Am încurajat credincioșii să doneze din casele lor haine, lucruri, obiecte bune pe care nu le folosesc pentru a le dărui în semn de dragoste și apreciere celorlalți. Vreau să spun că a fost un impact extraordinar de mare și am stimulat oamenii să-și demonstreze dragostea în acțiune. Ne propunem în anul acesta și mi-am propus un parteneriat cu primăria, cu un ideea în care să putem să primim o listă cu între 30 și 50 de familii, cele mai nevoiașe familii, pentru ca să le oferim hrană pentru început de 3 ori pe săptămână. Noi vrem să ajungem 6 zile din 7 să le dăm o hrană caldă persoanelor sau familiilor care se confruntă cu sărăcia. Nu încurajăm nevia, deși trebuie să recunoaștem, avem suficiente persoane pe care, în ciuda acestui fapt, trebuie să le venim în ajutor și să le venim o mână de ajutor. Ca și alte proiecte, încercăm să-i ajutăm pe oameni începând cu comunitatea locală vis-a-vis de curățenia orașului. Eu am propus anul acesta și vreau să fie realizabil împreună cu, în mod special, tinerii comunității noastre, să formăm echipe care prin implicare activă să manifeste influența asupra orașului, de curățenia orașului. O echipă care să izbească privirea și care să impresioneze în primul rând, dar care să comunice un mesaj cetățenilor romașcani că dacă suntem o țară europeană, dacă suntem oameni cum se cade, trebuie să ținem la curățenia orașului nostru. Noi apreciem foarte mult implicarea dumneavoastră în orașul nostru. Suntem mândri de el. Sunt foarte multe lucruri pe care le-ați realizat și le apreciem. Sunt vizibile. Toți ieșim cu copiii în strand, vara, copiii se joacă, ne plimbăm. Și alte lucruri frumoase de care ne bucurăm. Eu, cel puțin, când sunt vizitat de familie, prieteni, părinții socrii sunt din Târgu Mureș, vin la noi, le spunem, haideți să vedeți, suntem în Moldova, dar Moldova, din punctul ăsta de vedere, se bucură de investiție și e condusă de oameni care urmăresc evoluția bună a orașului. Și chiar vă spun, eu am crescut într-un oraș, în Ardeal, Lipova, unde după Revoluție s-au făcut extrem de puține investiții. Uneori le spuneam celor de acolo, pentru că în primăria locală sunt deja persoane de vârstă cu mine, am fost colegi, am fost oameni buni, am plecat cu rușine că vă implicați atât de puțin în viața orașului. Vis-a-vis de investiții în clădiri, partea ce ține de întreținere, noi am încurajat pe oameni să acopere toate nevoile și mi se pare absolut normal să ne plătim toate cheltuielile și tot ce ține administrației interioară. Ne-am confruntat însă cu o problemă serioasă, pentru că am avut o clădire veche care se deteriorea și am avut un proiect îndrăzneț de renovare și mansardare a clădirii. În momentul acesta ne confruntăm cu partea de termosistem, termoizolație. Ne propunem anul acesta spre final să putem finaliza. Clădirea arată foarte urât în afară, este vis-a-vis de Arhiepiscopie, Garnul Episcopie pe strada Traian. Nu arată absolut deloc frumos și nu este reprezentativă. De aia ne propunem și solicităm oarecum ajutor în premieră, să spun așa, de la primăria locală. Costurile de termosistem ne duc undeva spre 70.000, cred că un minim, și evident împrejmuirea
locului. Avem un gard deteriorat și anul acesta ne propunem să facem și această parte, inclusiv cu o parcare interioară, avem spațiu. Strada e o stradă cu sens unic, dar duminica și în alte ocazii, când avem evenimente mai speciale, strada este foarte aglomerată. Cam asta ar fi nevoile. În rest, vreau să vă spun că ne rugăm pentru dumneavoastră. Săptămâna aceasta s-a nimerit tocmai o săptămână de rugăciune pentru țară și oraș. Din punctul acesta de vedere, ca slujitor al Lui Dumnezeu, putem această responsabilitate și vă spun toată modestia și tot respectul. Vă susținem rugându-L pe Dumnezeu să vă îndrume spre tot ceea ce este bine, pentru a fi o binecuvântare pentru comunitate. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvânteze. A vorbit despre social. Sunt preotul Popovic la Biserica Reprezentanților. Dar trebuie să ies puțin din cadrul bisericii și atunci merg mai mult către ONG. Vreau să vă spun că în același timp reprezint și un ONG din municipiul Roman, Asociația Iubire și Speranță, care oferă hrană zilnică la aproximativ 80 de copii. N-am solicitat primăriei municipiului Roman decât în situații rarisime sprijinul și asta pentru faptul că am știut că este primăria municipiului Roman foarte mult implicată în diverse proiecte. Și dacă iubești o instituție, cauți să mai și o crotești. Nu să devii un cerșetor neapărat. Suntem într-o fază foarte interesantă, în sensul că avem o audiență foarte puternică din partea comunității. Nu ne finanțează nimeni, ci omul pe care îl întâlnim pe stradă, cu care lucrăm și la biserică. Și lucrul acesta este extraordinar. Se pare că noi românii avem o vocație de voluntariat fantastică, dar trebuie să știm să coagulăm acest voluntariat și să-l folosim în modul cel mai constructiv cu putință, pentru generațiile care urmează. Am organizat de câteva vreme un număr de 5 ateliere vocaționale în cadrul centrului de zi. Vreau să vă spun că lucrăm pe două module, un modul pe Petru Aron, lângă stația Peco Lucoi, și al doilea modul la școala numărul 2, de pe Sucedava. Acolo avem 30 de copii de etnie romă și care, la ora actuală, am reușit să-i facem să iubească școala, să fie prezent zilnic, să-și îmbunătățească situația școlară într-o măsură în care și capacitatea lor le permite și să îi urmărim ca să-i putem reda societății în sensul că am dorit, după absolvirea clasei a 8-a, să urmeze și o școală profesională undeva și să fie absorbiți în mod firesc. Aceste ateliere sunt foarte interesante, pentru că ele, de fapt, vor să anticipeze problemele pe care le vor întâlni tinerii noștri. Am făcut un atelier de inițiere în arta culinară pentru tinerele fete, după aceea de croitorie, pentru a ști să lucreze lucruri strict casnice, un atelier de muzică, să știți că în iarna aceasta am avut un repertoriu de peste 30 de colinde și copiii noștri au fost super încântați. Am și participat la sărbătorile orașului cu un grup de copii. Avem un atelier de dans. Acum 3 ani în urmă am obținut 2 premii întâi la un concurs interjudețean cu copiii noștri. Lucrăm cu profesioniști, în sensul că avem specialiști care ne ajută foarte bine să punem pe scenă un dans, să putem lucra cum trebuie, și un atelier pentru calculatoare și prelucrare foto-video, tocmai din dorința de a trezi în tineri cunoașterea calculatorului, utilizarea corectă a internetului, capcanele internetului și așa mai departe. Am avut și un cert de jurnalism pe care am vrea să-l reînființăm și chiar dorim să ne facem o mică stație de radiofonie locală a noastră în interior, din dorința de a învăța cât mai corect limba română, dar și de a cunoaște cum se poate
concepe un reportaj, o știre, tocmai din dorința ca să-i învățăm pe tine să aibă o deschidere spre astfel de lucruri. Suntem în faza de a obține o finanțare din fondurile europene, de la o altă entitate juridică din Danemarca, dar am fost rugați dacă am putea să introducem și Primăria Municipiului Roman într-un parteneriat, fie simbolic, și m-am gândit să anunț cu voce tare, ne-am bucurat mai mult dacă ne-ați putea susține în eventualitatea obținerea acestei finanțări cu suma de 8.000 până la 10.000 de euro. Vă mulțumesc! Am să vă rog totuși să veniți cu acest proiect al... Da. Am făcut mai propunerea la proiect acum. Da. Urmează detalierea. Și fapt, proiectul ne-l face un ONG din Italia, care ne-a descoperit. Și nu vor să ne lase în situația în care... Și draftul contractului de parteneriat cu primăria, dacă să ne-l aduceți și vedem ce se poate face. Da? Vă mulțumesc! Dacă timpul permite, vă rog să mă permiteți și mie să intervin. Sunt preotul de la Sfinescu Ioan, de la Biserica Sfântului Gheorghe din Roma. Părintele Protopop a făcut o trecere realistă a planului pe care noi l-am propus pentru Biserica Sfântului Gheorghe de reabilitare și restaurare a acestui monument istoric de clasa D. Timp că am apreciat și admir și votez pentru inițiativă și sunt încântat de faptul că ne prezentăm și prezentăm și reprezentăm comunitățile pe care noi încercăm să le slujim cu Mântuitorul lui Dumnezeu. Ne dorim și o, nu o comunitare, ci și o colaborare, că acum suntem aici cu Părintele Mieniță și colaborăm, dar suntem și în competiție, avem activități de același gen, numai că în structuri diferite. Părintele Protopopul vorbea de proiectul de reabilitare Bisericii Sfântului Gheorghe. El, proiectul tehnic, are valoarea de 1.000.000 de euro fără TVA. Proiectul este depus la Agenția Nord-Est. Dorim o solicitare de finanțare europeană. Sperăm, așteptăm acum, este ultimul proiect depus pe 25 noiembrie și sperăm acum să primim, avem autorizații de construcție și proiectul tehnic în totalitate. Chiar dacă, și sperăm să primim acest aviz favorabil, avem și noi, din partea comunității Parohiei Sfântului Gheorghe, contribuția proprie care depășește 350.000 de lei. De aceea este nevoie și de parteneriat cu Primăria Roman, de altfel el este început cu bunăvoința domnului primar Leuream. Parohia Sfântul Gheorghe se află în strategia de dezvoltare a municipiului Roman. Eu doresc prin acest proiect, cum am propus, să fac nu doar o cosmetizare a monumentului istoric, am fost impresionat și fascinat de-a dreptul de faptul că un singur om, o singură familie a construit acest monument istoric unic în Moldova. Și deteriorat de timp, și noi acum comunitatea parohiei, mă refer în primul rând, și comunitatea romașcană, parcă nu suntem în stare să-l întreținem. De aceea, restaurarea și reabilitarea acestui monument istoric, interior și exterior, s-a ridicat la 1.000.000 de euro. Dacă nu vom avea acești bani cu ceea ce avem, pentru că avem ceva bani, strânși, nu ne-am apucat până acum, de aceea mi-am dorit să-mi permiteți că avem aici și reprezentanții presei să spun câteva lucruri despre acest proiect și această zbatere a noastră, pentru că au fost foarte multe comentarii cu privire la schela care se ridicată pentru RLV-ul și care se spune că se va dărâma. Schela este din fier și nu se va dărâma, chiar dacă mai este acolo încă 20 de ani. Ciudățenia este că dacă vom primi finanțare, primul pas pe care trebuie să o facem, să o dăm jos. Da, să dea Dumnezeu, să o dăm jos.
Deci, este primul lucru care ne interesează în mod deosebit. Dar, da, în parohia Sfântul Gheorghe, la Biserica Sfântul Gheorghe, avem și o asociație care poartă și denumirea Asociația Sfântul Gheorghe, unde desfășurăm activități filantropice și culturale religioase. De multă vreme avem 120 de persoane în atenția parohiei. Trebuie să recunosc că sunt din cadrul parohiei Sfântul Gheorghe, majoritate. Parohia, asociația desfășoară activitate, acreditat. Acum deja avem dosarul de acreditare. Nu, avem acreditarea asociației. Acum ne străduim să primim și licențiere pentru anumite servicii, pentru că Dasca Bisericii este și specialist în problemele sociale și de aceea desfășurăm la un nivel așa cum se cere și specific mileniului 3 în care trăim. De aceea ne dorim o colaborare și cu celelalte instituții și biserici, reprezentanții ai cultelor, pentru că este interesant și admir. Apreciez faptul că se intenționează din partea dumneavoastră a se oferi hrană de două ori, de trei ori pe săptămână, sâmbătă și duminică, cum ne dă Părintele Ionel Doru, dar oamenii au înainte de toate nevoie de hrană spirituală. Pentru că tare ne cheamă să nu cădem în extrema aceea că oamenii vor veni la biserică pentru că le dăm să mănânce și le dăm o blid de mâncare. De aceea, colaborarea noastră este de a hrăni spiritual pe oameni și apoi vor învăța să se hrănească și singuri. Iar dacă e să-i ajutăm și sub aspectul acesta filantropic, să-i ajutăm, cum zicea Părintele Mihăiță, să cunoască un nivel mai înalt. Adică să creăm instituții, nu să le dăm să mănânce astăzi un plin de mâncare și mâine vor veni să cerșească dacă nu vor primi. De aceea îmi doresc din toată inima o colaborare cu dumneavoastră, reprezentanții celor alte culte din România. Mulțumim și apreciem și felicităm și dorim succes în activitățile pe care le desfășurați. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cedan, Alexandru, reprezint Biserica Precedentă din Roma. Și pentru că nu s-a adus aminte de acest lucru, aș vrea, în primul rând, să vă rugăm, după ce vă mulțumim pentru această inițiativă, să sprijiniți prin autoritatea locală demersurile centrului eparhial. Noi suntem proprietari la Precesta Mare pentru, pe clădirea Spitalului Vechi și există acolo un demers, un proiect în care centrul eparhial s-a implicat, cum l-am auzit, a amintit astăzi. Acesta este motivul pentru care noi la Precesta Mare nu vom solicita niciun ban, pentru că toți banii pe care ni-i puteți oferi, oferiți în acest sprijin către renovarea Spitalului Vechi. Este un obiectiv major și eu cred că ar aduce beneficii reale întregii comunități romașcane. Mă refer la valoarea investiției, mă refer la locurile de muncă pe care le-ar genera și la tot ceea ce s-a gândit acolo. Și fără îndoială, în discuțiile pe care dumneavoastră le veți purta cu reprezentanții centrului eparhial, vi se va aduce la cunoștință tot ceea ce se dorește acolo și din partea parohiei vrem să vă solicităm sprijinul pentru acest demers. În altă ordine de idei, noi vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au trecut pragul în toți acești ani. Cu ajutorul lor am reușit să facem tot ceea ce s-a întreprins până acum la Precesta Mare și noi suntem implicați în activitatea socială. Suntem într-un parteneriat de 3 ani de zile cu Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România, în sensul în care un salariat al parohiei noastre prestează ore de kinetoterapie gratuite către acești copii cu dizabilități. Sunt un număr de 47 de copii din Roma și din împrejurim, care au nevoie de sprijin. Știu că și autoritatea locală i-a sprijinit cu sediu și cu utilitățile. Noi am putut să sprijinim cu acest specialist. Ei acolo au și ei mai multe
nevoie, dar fiecare trebuie să plângă pentru el. Noi cu ce am putut să-i ajutăm, i-am ajutat, sperăm că și dumneavoastră veți continua acest parteneriat și, bineînțeles, v-am ruga ca să sprijiniți toate aceste biserici, s-a mai spus, monumente istorice. Fără îndoială, nevoile sunt mult mai mari dacă le adunăm de la fiecare decât bugetul romanului pe an bun. Dar lucrările la monumentele istorice sunt mult mai costisitoare, fie și prin prisma vizelor sau a tuturor condițiilor care trebuie să îndeplinite și, din păcate, din ce în ce mai puțin au rămas în parohiile noastre și acesta este motivul pentru care orice sprijin cred eu că este binevenit din partea autorității locale. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc mult succes în activitate. Vă mulțumesc și eu. Dacă mai e cineva care vrea să intervină. Dacă nu... apreciez că a fost o întâlnire foarte bună. Acolo unde am încercat să luăm în primul rând pulsul nevoilor dumneavoastră. Și vreau să transmiteți încă o dată membrilor comunității dumneavoastră și uriașilor dumneavoastră faptul că suntem interesați cu toții să rezolvăm punctual cât mai multe probleme. Ca și element de comunicare mai rapidă, am instituit prin un număr scurt, un număr gratuit la dispecerul Poliției Locale, un dispecerat non-stop pentru preluarea tuturor problemelor care apar pe raza municipiului Roman, inclusiv că vorbim de situații de urgență, eu știu, un stâlp care stă să cadă, un copac care prezintă un pericol public, și probleme legate de, eu știu, funcționarea iluminatului public într-o anumită zonă, nu ar anumite becuri. Vreau să fie o comunicare și un parteneriat foarte activ între Primăria Municipiului Roman și cetățenii Municipiului Roman, dumneavoastră, ca și reprezentanța cultelor. Și chiar am să vă rog să notați acest număr pe care să-l promovați, 0233984. Plecând inclusiv chiar și de la actele de vandalism. Că trebuie să recunoaștem că, din păcate, și astfel de lucruri se întâmplă. Și în urma sesizării lor care vin de pe teren, colegii mei din Primăria Roman, împreună cu mine, să ne implicăm pentru rezolvarea acestor. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența noastră în această zi și să vă mulțumesc și pentru sugestiile oferite și pentru cuvintele frumoase și dați-mi voie și mie să vă întorc toate urările de bine. Suntem iar la un început de an. Să vă doresc un an nou cât mai bun, cu multă sănătate, în primul rând, pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitățile pe care le păstoriți. Vom rămâne în dialog permanent și vom încerca punctual să rezolvăm cât mai multe din solicitările dumneavoastră. Vă mulțumesc!